Printre bucuriile vieții de care persoanele cu deficiențe de vedere sunt obligate să se lipsească, se numără și aceea de a putea urmări un film. Pentru a îndrepta oarecum această nedreptate a sorții, Fundația Cartea Călătoare și Asociația Nevăzătorilor din România au inițiat un proiect inedit. Chemăm membrii noștri din asociație și nu numai, și celelalte persoane interesate să vadă, să observe din prisma persoanelor nevăzătoare, un film accesibilizat de Fundația Cartea Călătoare prin această caravană cinematografică va veni la noi, printre celelalte județe, după cum v-am spus, mâine. Pentru a putea înțelege ce se întâmplă pe ecran, persoanele cu deficiențe de vedere vor primi câte un set de căști la intrarea în sală. În pauzele dintre replicile personajelor, un narator va oferi detalii despre cum sunt îmbrăcați actorii, despre gesturi, mimică, atmosferă sau alte informații care pot facilita înțelegerea intrigii. Prima proiecție va începe la ora 10 cu filmul Love Building, iar în cea de-a doua va putea fi urmărit filmul Roxanne, debutul în lungmetraj al regizorului Valentin Hotea. Toate persoanele cu deficiențe de vedere din Buzău sunt așteptate la caravana cinematografică pentru nevăzători de la sala Consiliului Județean, mâine 4 noiembrie de la ora 10. Intrarea este gratuită. De asemenea, Asociația Buzeană a primit bilete gratuite și pentru Săptămâna Teatrului Tânăr, care se va desfășura în perioada 9-14 noiembrie la sala Teatrului George Ciprian.